care gestionează tot acest spațiu. Da, mulțumesc frumos, proiectul, mulțumesc frumos că ați participat la această conferință de presă și a răspuns invitației noastre. Teoretic suntem la o masă rotundă, dar nu avem masa echidistanță, după formatul încălzirii. Suntem în planetarul Universității de Vest din Timișoara, care a fost realizat în 1964 de către Ioan Curea, fost rector al Universității Mare Personalitate a Banatului, care de altfel a contribuit și la realizarea Observatorului Seismologic și Observatorului Astronomic al Timișoarei, ambele realizate prin muncă voluntară de către membrii Universității de Vest din Timișoara. Evident că inclinația și pasiunea matematicianului, seismologului Ioan Curea spre acest domeniu a fost la baza realizărilor acestor obiective, iar arată că astăzi, la Universitatea din Timișoara, încercăm să continuăm această tradiție prin faptul că noutatea pe care o prezentăm astăzi este noul aparat în valoare de 100.000 de euro pe care Universitatea din Timișoara l-a achiziționat pentru a realiza o proiecție mult mai bună în ceea ce privește această zonă planetară. Investiția este, nu este una izolată, este o investiție care se încadrează într-un mare plan, să spunem, de dotări, de achiziții al Universității din Timișoara, prin fonduri europene, prin programe europene și în multe alte domenii putem constata astfel de logistică nouă, de aparatură, de tot ceea ce înseamnă dotarea în domeniul cercetării și al educației. Vom vedea ce poate face acest instrument ca proiecție. Evident că noi ne adresăm într-o mare parte elevilor, copiilor din preuniversitar. Avem foarte multe județe care vin într-o excursie organizate și participă la cursuri sau lecții de sistem solar și tot ceea ce oferă planetariul nostru. Este într-adevăr într-o zonă miniaturală, dar pe viitor, chiar aici, în zona Facultății de Fizică, în spate, există un proiect mare al Universității cu un nou IMAX, să spunem, și multe alte pe zona aceasta de științe, cu un muzeu a științei și cu o astfel de infrastructură care să ajută până la urmă și cu working-urile, adică partea de zonă care firmele doresc să investească într-o parte din cercetare, partea de preuniversitar care să poată să participe la diferite experimente și evenimente științifice. Aparatul ăsta de aici, cel înconjurat de inel de metal, e un ZKP-1, e un Zeiss, făcut în 64, după cum ați auzit, a fost primul din România. Facultatea de Fizică a reușit să-l recunoască în funcțiune după o lungă pauză. Funcționează 90%. Funcționează atât de bine, încât pe lângă valoarea simbolică, faptul că funcționează atât de bine e un motiv, repet, pentru care ne-am dorit să-l păstrăm. Ca urmare, deși ceva nu lucrează deodată cu el, ci alternativ, i-a dus aproape în centru. E un aparat Barco, F80, 4K, 12.000 de lume. E deservit de o lentilă roche de pește făcută în Statele Unite, un navigar. E un soft foarte performant, o să vedeți în ce poate face. Și un sistem de asemenea foarte performant. Așa încât, după cum o să vedeți, el e venit să facă educație, chiar până la nivel universitar, adică astronomie și astrofizică, dar e și pentru entertainment, poate atrage prin spectacole pline de sunet și de culoare. De obicei, într-o prezentare, eu pornesc pe cel central, care e foarte realist. El arată cerul exact așa cum îl văd ochii când ieșim sub cerul înstelat. Punct de apă de cer, sigur, aduse la scară, miniaturizat. Dar, din păcate, nu permite apropierea de acele locuri, nu ne putem permite să călătorim virtuală. Pe când celălalt face asta, atunci le folosim în tandem. Pe scurt, iată
ce poate face. Cam dacă atmosfera îmi blochează vederea, ca urmare am să schimb. Felul ăsta pasă s-a judeat, însă nu are altfel de unica. Și ca urmare și el ne deranjează. Așa că am să scap și de de peisaj. Asta e un cer înghețat, un cer înghețat, să spunem așa. El e înghețat și la propriu și la figurat. Înghețat e că, pentru că nu se mișcă, eu am să-mi mișc în ideea ca să vedeți care e mișcarea de urmă, și înghețat pentru că acolo sus sunt doar 3 grade Kelvin. Deci, ce vedeți pe cer, e cerul pe care l-ați vedea afară, dacă n-am fi soarele pe cer. Dar dacă ați avea rădare la noapte, să stați sub cerul stelat, ați vedea această mișcare. E exagerată, e prima posibilitate pe care o are și zeca pe unde aminte, de a arăta mișcarea diurnă, mișcarea în jurul unei stele, care e acolo, e Polaris, o mișcare care ne arată și unde e nord, nordul sării e deasupra ușii, sudul e aici, în spate, încât pot să arăt și constelațiile, și planetele în timpul rotației. O să încep cu toate deodată. O să le sting și o să vă port așa foarte pe repede înainte prin pașii esențiale mai unei prezentări, care începe întotdeauna cu Ursa Mare. Ursa Mare, care de fapt conține Carul Mare, care cărui ultime două roți determină linia care de 5 ori distanța dintre ele duce spre Polaris. Copiii văd Ursa Mare, văd Ursa Mică, văd câteva constelații esențiale ale Nordului, învață ce înseamnă răsărit și apus, răsărit întotdeauna la Est, apus întotdeauna la Vest, vedeți foarte acum mișcarea asta pe repede înainte a pune. Ca urmare, deja pot să învețe ce înseamnă stările care nu răsar și nu apun. Și acestea care nu răsar și nu apun, sunt în interiorul acestui cer, care pentru latitudinea României, nu degeaba e la 45 de grade, polarizate asupra orizontului, sunt cuprinse în interiorul acestui cer. De asemenea, dacă priviți spre sud, acum puteți face cunoștință cu constelațiile numite ecliptice, adică cu zodiacul. Zodiacul celor 12, prin care, în mod aparent, soarele aleargă odată cu toată lumea de la Est la Vest și apoi și cu un mic pas înapoi cu un grad de zi de la Vest la Est, încât ei pot să vadă care sunt efectele mișcărilor reale ale Pământului în jurul axei și în jurul Soarelui. Ba mai mult, pot să vadă și următorul lucru, am să vă introduc foarte repede, am să le sting pe astea prima dată, ca să nu ne încurce. Și am să vă arăt o anume constelație care încet, încet urcă la orizont. O să vedem imediat. O să dau viteza un pic mai mare. Se numește constelația Orion, iată, înghețe într-o secundă cerul, iar e foarte ajutătoare pentru a găsi taurul deasupra ei și, ca urmare, odată cu taurul, poți să-ți localizezi pe unde este ecliptica. Pe vremea când egiptenii își construiau piramidele, cele 3 stele au fost observate cu atenție și s-a copiat matematic poziția lor pe Sol,
Cele trei piramide mari sunt așezate față de Nil și una față de cealaltă, precum acele trei stele, una față de cealaltă și față de drumul Căii Lactee. Și ca să pot să vă introduc într-una din opțiunile pe care le permite softul ăsta, trebuie să vă spun că piramida din centru are două canale, care este din două fețe opuse. Un canal se îndreaptă spre un loc de pe cer, care cândva, cu 5.000 de ani înainte, era polul nord al cerului. Ceea ce vedeți acolo e un alt cerc, cercul de-a lungul căruia aleargă, în 26.000 de ani, Polaris. Polaris e aici acum, în urmă cu 5.000 de ani, adică cu 3.000 de ani înainte de Hristos era mai jos. Și iată ce poate face înainte de 3.000 de ani înainte de Hristos. De Hristos și 5.000 de ani. Vorbim de Hristos în fundamentare. Da, vorbim de Hristos în fundamentare. Da, mulțumesc. Înainte de Hristos, adică înainte de noastră. Deci ei știau foarte bine că Polul Nord se află într-o altă constelație, anume se afla atunci aici. Deci li se poate vorbi și despre cercul de precesie, despre cea de aceea mișcare a axei de asemenea, se poate face chiar astronomie de poziție, ceea ce sunt obligatorii și o să vă arăt așa foarte pe scurt, că nu vreau să vă îngarc, asta deja e un pic mai avansat. O să vă arăt diversele tipuri de sisteme de coordonate. Asta e sistemul de coordonate ecuatorial, avem sistemul de coordonate ecliptic, linia care a apărut chiar mediana cercului zodiacal. Avem, de asemenea, sistemul de coordonate galactic. Cu ajutorul cărora se pot face transformări de coordonate, poziționări, cu elevii și câțiva dintre studenții care au venit, am putut lucra lucruri destul de interesante. De asemenea, putem să ne poziționăm oriunde, în trecut sau viitor. De pildă, dacă e să ne referim cu proiectorul vechi, nu puteam să vă arăt unde e Sigma Octantis, steaua pe lângă care trece axa prelungită în sud. Aici însă pot face lucrul ăsta, pot să schimb poziția pe planetă oriunde doresc, am să vă dau exemplu doar cu orașul Melbourne din Australia și cum se vede celul de acolo. Aproape instantaneu mi-am dat peste cap și observați că proiecția acestor constelații și în același timp refac mișcarea. Mișcarea aici are loc în jurul altui punct, acel punct undeva aici, în zona asta. Și proiectorul nostru reușește să ne arate cu exactitate unde e acel loc. Și anume, revin la sistemul ăsta, al cărui de coordonate ecuatoriale, în o sferă în interiorul căreia ne aflăm, e sfera aparentă cerească, acela e polul sud ceresc. Deci noi am dat peste cap, am fost adineori cu fața acolo și am văzut polul nord ceresc, acum avem polul sud ceresc, o mică scăruță lângă el, din constelația Octantului. Deci, asta, pe de-o parte, deci putem să ne mutăm pe planetă oriunde dorim. De asemenea, putem să ne mutăm în timp oriunde dorim. De exemplu, ne-am putea muta chiar în timp, întoarce în timp, în anul 3000, înaintea erei noastre, și am vedea următorul lucru, dar pentru asta am să mă întorc în Timișoara, sau de ce nu chiar la Cairo, pentru că am făcut vorbire de
vreau să vă denotez pe atare, am să revin la Timișoara. Așa. Și am să sting constelațiile și o să vedem care nu mai este polul nord, pentru că polul nord celest, adică Polaris, e aici. În mod evident, cerul nu se rotește în jurul lui, se rotește în jurul unui alt punct, un punct care se află pe acel cerc de precesie. Și o să-l puteți ghici, dacă vă priviți cu mai multă atenție, e undeva în zona respectivă, adică în constelația care șerpuiește între Carul Mare și Carul Mic a Dragonului. Deci, trecut, prezent, viitor, orice punct de pe planetă, după cum și diverse obiecte Messier, ce înseamnă obiect Messier? Înseamnă ceea ce până la sfârșitul secolului XIX, mă rog, jumătatea secolului XIX, nu se știa ce sunt. Erau puncte luminoase pe cer care nu aveau tiparul de difracție, nu aveau tiparul cunoscut al unor stele. Și abia recent, deci, s-a constatat că acelea sunt alte galaxii. Și o să vă arăt câteva exemple pe care poate să ni le arate acest proiector. De exemplu, Andromeda. Ne-o aduce din locația ei de lângă Casiopeia ca să o putem vedea mai mare. Nu o să vă încarc cu date tehnice, le iau rând pe rând câteva mai interesante, de diverse tipuri, nebuloase chiar. Datele tehnice o să vă plictisească, nu vă spun exact ce sunt. Unele sunt pur și simplu galaxii de altă formă decât a noastră, altele sunt rămășițele unor explozii, unor morți de stele. Și mai târziu o să ne ducem chiar până acolo, o să vedeți cum arată, cum ar arăta dacă am zbura acolo. Mai mult decât atât, pot începe deja o călătorie spre acele locuri, dar pentru asta am să renunț la constelații, ca să nu-mi obtureze vederea. Și am să văd planeta din afară. Scuzați-mă. Să opresc mișcarea asta. Poate că e prea cunoscută, dar e totuși interesantă. Punctele galbene pe care le vedeți, am depărtat de ea, ne ducem spre Jupiter, sunt tot atâtea locuri unde s-au descoperit exoplanete, adică planete care se rotesc în jurul altor sisteme, în jurul altor stele, alte sisteme planetare. Aici îmi permit de asemenea să văd Jupiter din mai multe poziții, după cum îmi pot permite să văd cum arată mișcarea diurnă de aici. Adică îl văd și pe Saturn rotindu-se în jurul propriei axe, care duce spre altă stea, și aceea se poate arăta cu acest proiector, precum și axa. Pot face, deci, asta cu oricare planetă, cu oricare satelit al vruneia dintre ele. De exemplu, aș putea să mă duc să arăt am să opresc mișcarea pe cei patru sateliți galileeni. Adică Io. Și vedeți că Jupiter n-a dispărut, e destul de aproape, e la orizontul împrumutat de pe vremea când eram pe Pământ, la Est, nu? Așa. De asemenea, putem să o vedem pe Europa, pe Ganimede, care e mai apropiată, pe Calisto, sunt cei patru. Și aici putem da iluzia mișcării, putem să vedem pe Saturn. Mi se pare că nu se deplasează, distanțele sunt mari, dar de fapt există o viteză. Iată-l.
Putem să vedem pe Mimas, de exemplu, un satelit de-al lui Saturn, chiar în inel, aproape de inel, și putem să vedem rotația din perspectiva ambelor. Vedeți, asta e de fapt iluzia pe care o ai, precum o avem noi față de Soare, dacă ai fi pe Mimas și ai vedea cum te rotești în jurul lui Saturn. Deci se pot proiecta eclipsele nu numai pe planeta Pământ, ci în orice loc din sistemul solar. De asemenea, dacă m-aș opri, aș putea să ies de tot. Scuzați-mă, să ies de tot de aici, din sistem, și ce aș vedea ar fi brâul de asteroid, și începe să ies încet, încet, și începe să ies din galaxie. Asta e galaxia noastră și ce vedeți acolo e locația sistemului nostru solar. Și mai mult decât atâta, permite ceva ce e doar virtual posibil, în realitate n-ar fi posibil, pentru că întrebarea unde e capătul Universului e o întrebare prost pusă. Noi nici măcar nu știm lucrul ăsta. Știam că are 13,8 miliarde de ani vechime, dar suntem contraziși de ultimele descoperiri. Ceea ce vedeți acum este radiația de fond a Universului, deci o hartă pe care n-ai vedea-o, pentru că ar trebui să ieși complet din Univers, să fii în afara spațiului și timpului să vezi așa ceva. Asta e greu de imaginat, dar ce vedeți este harta amprentei termice rămase după Big Bang, cele 3 grade Kelvin de care v-am vorbit. Da. Și pentru că nu vreau să vă plictisesc, nu vreau nici să vă țin prea mult, vreau să las loc pentru întrebări și eventual să mai vedem după aceea detaliile, o să închei prin a vă arăta cum putem să facem și lecții de fizică, lecții de teoria climatică, tot felul de lucruri interesante. De exemplu, putem să vedem cum circulă curenții de aer și de apă la suprafața Pământului. Putem face asta cu sau fără muzică. O să vă arăt și cu muzică câte ceva. Are un impact mult mai mare asupra copiilor. Ăștia sunt curenții de aer. Dintr-un anumit moment, sigur că da, ei sunt parte dintr-un sistem dinamic, variază tot timpul, dar așa li se poate arăta copiilor cât de vulnerabilă, pentru că e foarte subțire e atmosfera și cât de repede sau cât de ușor putem să o distrugem transformând planeta noastră într-un deșert. Se vede aici Ocean Atlantic, America de Nord, Florida, Golful Mexic, chiar Triunghiul Bermudelor în zona asta. Le atrag mereu atenția și pe un fond muzical care e menit să trezească un pic și sufletul, nu numai intelectul. Ce bijuterie e cea pe care stăm și cât de vulnerabile e ăștia curenții de apă, Gulf Stream-ul. Li se vorbește despre faptul că dacă unul dintre ăștia se oprește, suntem în pericol. Și prin comparație li se arată, le arăt mereu cum a arătat Marte cândva. Așa a arătat Marte cândva. E o reconstituire foarte fidelă. Domnul Prunar a fost aici, a invitat de Universitatea de Vest și domnul Bunoiu l-a găzduit și a pomenit despre unul din motivele foarte șocante pentru care vrem să ne întoarcem pe Marte. Tocmai de asta vrem să ne întoarcem. Mai este apă acolo. Ba chiar a precizat de fizică. Milioane de ani urmă, acolo ar fi existat viața inteligentă. De asemenea, putem vedea cât de mari sunt celelalte stele în raport cu steaua noastră. Mă rog, nu mai insist. O să merg un pic mai departe ca să vedeți foarte pe scurt, așa din minut în minut. Asta e Helix Nebula, văzută cum am vedea-o dacă am fi acolo. E o imagine compozită, sigur că da. Un nor stelar
cu nume de cod NGC 3532, de diverse, cu sele de diverse vârste, cele albastre, alb-albastre sunt mai tinere, cele roșii sunt mai în vârstă, cu cât se înroșește steaua moare. Un exemplu, dacă merg prea repede și nu puteți să filmați din cauza mea, să-mi spuneți că mă întorc, un exemplu de o asemenea stea care moare este Betelgeuse din constelația Orion, despre care egiptenii știau deja că moare. Oh, nu. Da. Asta e. Zburăm aproape de ea. Vreau să vă arăt, nu e chiar clipul pe care l-am dorit, am făcut click unde nu trebuie, imediat. E o stea roșie, pulsează tot la 11 luni, e o stea variabilă, în următoarea sute de mii de ani va muri. Dar uitați-vă cât de mare este în raport cu Pământul. Secundă. Da. You may know that stars can get brighter and fainter over time, and not because the stars. O să sar un pic peste explicații, o să le rezum eu. E vorba de steaua din numărul drept al lui Orion, care, dacă ar fi adusă în locul Soarelui nostru, ar înghiți rând pe rând planetele până la Jupiter, lucru pe care oricum Soarele îl va face cam peste câteva miliarde de ani. It is what we call a red supergiant, and as its name implies, it's enormous and really red. Because it is a red supergiant, Betelgeuse may one day go supernova. These events are the most energetic explosions humans have ever seen, but don't worry, it is far enough away that it will not present a hazard to Earth. It will be bright enough, though, to see it in the daytime. Bun. Pe lângă asta, putem rula pentru jumătăți de oră documentare foarte instructive, cum ar fi următorul, prin care vă trec repede. O să întrerup aici brutal, pentru că altfel durează prea mult. Asta a fost produs de ESO și ESA, European Southern Observatory, European Space Agency. E o teorie justă și noi ne-am format tot așa dintr-o nebuloasă în jurul stelei centrale, o protosoarele. Asta e o rămășiță a morții unei stele foarte masive, cum va fi și Betelgeuse, va produce o supernovă vizibilă în timpul zilei. Deci ce a rămas în cer ca fotografiat, înghețat acolo, după explozia stelei. Imploziile, din păcate, încă nu le putem arăta, astea creează în unele cazuri găurile negre. Urmează să ne îmbogățim portofoliu. Aparatul are 2 luni vechime. Iar asta e centrul galaxiei noastre, unde avem, într-adevăr, o gaură neagră. O gaură neagră supermasivă, iar traiectorile pe care le vedeți sunt traiectorile celor 11 stele care orbitează cu viteze enorme, relativiste, în jurul găurii negre. Aici s-a sărit în afara sistemului, în afara galaxiei. Sute de miliarde de alte galaxii. Închei cu sentimentul că nu sunt sigur că am reușit să împac pe prea mult cu prea puțin. Așa că o să vă las pe dumneavoastră să întrebați. Da. Bun, mulțumim foarte mult. Mulțumesc mult, domnule Sărușan. Pe mine mi-am lăsat, să zic așa, curiozitatea de a veni la momentul în care totul este pregătit. Mi-am înfrânat curiozitatea de a fi venit mai înainte, după ce ne prezentați astăzi. Înainte de a invita pe colegii noștri din presă să adreseze cuvinte, desigur,
domnului Secoșan, lui Mihai și celorlalți colegi, aș vrea să mai spun câteva lucruri totuși. Și anume, ce este foarte interesant la acest sistem, este faptul că putem să fim la zi în fiecare zi, pentru că, mă rog, tehnologia și faptul că putem să încărcăm în acest soft fișiere care sunt livrate de European Space Agency sau de alte asociații din acestea care sunt preocupate de ce se întâmplă cu spațiul. Deci asta ne arată că putem în fiecare zi să le prezentăm tinerilor sau, mă rog, celor interesați, știința astăzi, nu știința de ieri, nu știința de acum 100 de ani sau de acum 300 de ani. Sigur, parcurgerea istorică a tuturor acestor etape este importantă pentru a crea cadrul general de discuție. Mai apoi, este foarte important să știm că ceea ce se întâmplă astăzi într-un domeniu spațial este fabulos. Europa este implicată, China este implicată, Statele Unite sunt implicate, Japonia, așa mai departe, sunt mari implicatori în acest domeniu. Iar ce este mai frumos este de-abia de acum încolo să vină. Și mă refer aici, în principal, la ceea ce ne va arăta telescopul James Webb. De acolo am curiozități de toate felurile. Săptămâna trecută, în București, a fost prezent Brian Cox, unul dintre cei mai mari promotori ai științei din lume. Este, mă rog, din Marea Britanie, este profesor la Universitatea din Manchester. Și ce m-a fascinat a fost faptul că în cursul acelei prezentări, de exemplu, ne-a arătat o imagine făcută de James Webb în care se vede absolut explicit și clar o gaură neagră. Concept care nu exista în câțiva zeci de ani și care ușor, ușor a început să fie teoretizat și iată că au apărut și dovezile. Da, deci cumva, cadrul acesta în care ne aflăm acum va fi extrem, extrem de inspirațional pentru tineri, pentru copii, pentru că până la urmă obiectivul nostru este să vedem cât mai mulți tineri să vină spre domeniul științei. Până la urmă, nu deservim doar vedete, deservim Timișoara, deservim regiunea și ne dorim să, mă rog, generăm cât mai multă emoție în jurul acestui. Pentru cei curioși, sunt Mihai Lungu și fost decan al Facultății de Fizică până de curând, în perioada mandatului pe care l-am avut, alături de Florin și, bineînțeles, nu numai de el, a fost un adevărat efort de echipă. În 2021, doamna fost decan al Facultății de Matematică și Informatică, Dana Petcu, prietena noastră, în decembrie mi-a spus, vă dăm înapoi planetariul la fizică. Și s-a ținut de cuvânt. Astfel că, începând cu ianuarie 2022, am preluat această, să nu zic problemă, ci locație, pentru că, până la urmă, planetariul fusese al Facultății de Fizică și problema era cine se va ocupa. Nimic nu este întâmplător în lumea asta și l-am găsit pe Florin. Nu știu cum, a apărut așa, ca un, dar nu ca un meteorit, că vrem să rămână unul care cade pe pământ și nu se dezintegrează. Și n-am putut să nu remarc entuziasmul de care a dat dovadă când s-a întâlnit cu acest ZKP-1 într-o stare de funcționare defectuoasă, să nu zic proastă. Cu chiu, cu vai și cu greu, până la urmă, cu ajutorul tehnicienilor noștri de la Facultatea de Fizică, Florin a reușit să-l pună în funcțiune, așa cum afirmam mai devreme, este într-o stare de 90% funcționalitate. Și a urmat apoi întrebarea, bun, ce facem? Ne oprim aici? Nu ne oprim aici? Și am început să căutăm, să vedem pentru această cupolă de 6 metri în diametru, ce putem aduce. Pentru că aparatură există foarte multă. Mai că trebuia, să zic, aparatul potrivit, la locul potrivit și eu am avut o ambiție ca decan atunci. Să funcționeze în tandem. Adică să putem folosi și unul și celălalt. E clar că nu în paralel, nu simultan, dar era o chestie de mândrie, hai să nu zic neapărat națională, ci uvetistă a UVT-ului. Hai să ridicăm din nou UVT-ul la nivelul la care a fost Universitatea în 64 când a apărut aici primul planetariu din România. Și acum este singurul planetariu din România care are ambele dispozitive, cum îmi place să spun, bunicul și nepotul, funcționale, cu care se pot face lucruri, să nu zic mărețe, dar lucruri foarte importante, să trezim interesul, speranța și să-i facem pe cei tineri și nu numai, să viseze și pe dumneavoastră. Ce ați văzut astăzi este o mică părticică din ceea ce se poate face, dar asta să fie provocarea. Asta să fie începutul dependenței de drogul planetariu de la Universitatea de Vest din Timișoara.
Mai mult decât atât, ce putem să vă spunem, efortul nu a fost simplu, pentru că ne-am confruntat cu situații de ordin mecanic, de ordin logistic. N-am putut să instalăm cum am vrut de la început dispozitivul. Cei de la firma care ne-au livrat planetarul CBC, parcă nu? Da, CBC. CBC-ul au adus pro bono această masă, realizată de firma Bosch, care permite translația și poziționarea noului dispozitiv în zona în care să ne bucurăm de ceea ce ați văzut. Este un început, așa cum a zis și domnul rector și domnul prorector Bunoiu, și de aici încolo ne dorim mai departe. Este o chestiune care nu ne consacră Universitatea de Vest, implicit Facultatea de Fizică, ci ne confirmă că am făcut ceva, am putut să facem și suntem convinși că putem să facem mai departe. Nu pot să nu mulțumesc conducerii Universității de Vest din Timișoara, care a avut încredere în noi. Încredere, pot să-i spun, oarbă. M-am dus și am spus, vrem să aducem un dispozitiv. Se poate, da, avem încredere. 100.000 de euro sunt bani serioși. Nu știu dacă cineva îi poate lua împrumut de la bancă. Da? Chiar vorbeam cu Florin, ne-a mai și ciondănit un pic. Florine, ce facem dacă nu funcționează, dacă se defectează? La un moment dat s-a defectat un monitor. Nu puteam să poziționăm și să proiectăm în 4K. Deci au fost o sumedenie de probleme, dar cu calm și cu răbdare, cu pricepere și cu ajutor, pentru că până la urmă echipa este cea care contează, suntem la momentul la care ați văzut. Nu știm cât de mult am reușit, nu știm care sunt așteptările pe care le are lumea de la noi, dar deocamdată funcționează nu doar ca și cadru vizual, ci ca și educație. Factorul educațional este foarte important și aici o să vă povestească Florin de nivelul la care a ajuns. Nu numai de atractivitate și de participativitate din partea tinerilor care vin la cercul de astronomie, astrofizică. Deci se mai pot face. Este loc de mult mai bine. Abia am deschis acest evantai, suntem la început. Și sperăm să avem puterea, sănătatea și tăria și susținerea ca să o facem mai departe. Nu? Mai departe, da. Da, deci Florin, vreau să-ți mulțumesc oficial că m-ai susținut și fără tine nu s-ar fi putut face. E o muncă de echipă, da. Care face și dumneavoastră partea. Da. Vi-l ofer acum pe Florin. Vă răspund la întrebări. Eu aș mai adăuga doar atâta, că într-adevăr, astronomia și astrofizica îl au pe vină încoa. Ele sunt atrăgătoare prin ele însele. Doar că atunci când vii cu un asemenea echipament și dai viață explicațiilor, tocmai această atragere spre astronomie și astrofizică poate retrezi interesul pentru fizică. Noi suntem conștienți de faptul că interesul pentru științele exacte și pentru acel grup de 5 cu acronimul bine cunoscut STEAM nu mai prezintă un interes așa de mare, că tinerii se îndreaptă mai ales spre alte ocupații, spre alte meserii. Noi suntem conștienți de asta. Și fiind conștienți de asta, ăsta e motivul din umbră pentru care am făcut efortul acesta de a-i atrage prin intermediul astrofizicii și astronomiei spre fizică, spre știință în general. Ele nu sunt o limbă menită să fie înțeleasă doar de câțiva. În viitor, ele vor trebui să facă parte din cultura generală, dar chiar până la stadiile mai avansate. Și, deci, asta am vrut să adaug. Mai departe, eu vă stau la dispoziție. Suntem cetățeni ai planetei Pământ, ai sistemului solar și ai Universului și trebuie să conștientizăm asta. Pentru prima oară când am văzut acei curenți atmosferici pe care rezultați și curenții marini, am realizat că Pământul e o ființă vie, exact ca și la noi, venele, arterele și așa mai departe, și planeta asta trăiește. Și noi ce facem, de fapt? O virusăm? Asta vrem să facem? Sau vrem să coabităm cu mama noastră? Cândva îi spuneau Maica Gea, nu? Am avut clase de copii, o să vedeți când ieșiți pe stânga câteva din exponatele unei clase de asemenea copii de la Calderon, care din pur entuziasm, fără să-i fi rugat nimeni, după ce au văzut imaginile astea, s-au apucat acasă și nu-i muncă ușoară, să construiască ce veți vedea pe rafturile dulapului, adică sistemul solar în miniatură, așa cum au putut ei, da? În orice caz, remarcabil. Dar ce vreau să spun că după imaginea aceea, care e secundată și de muzică, dumneavoastră nu v-am pus-o,
efectul asupra copiilor, mai ales de vârstele astea mai mici, e așa că nu odată am pățit, am fost uimit, impresionat. Au venit și m-au îmbrățișat în grup. Pentru că le-a plăcut așa de mult imaginea asta a pământului care e așa bijuterie. Nu se pus în ce întreabă copiii? Dați-mi niște exemple. O să vă uimească, pun întrebări foarte pertinente, pun întrebări foarte, foarte profunde. Culmea e, cu cât nu știu astrofizică încă, cu atâta întrebările lor sunt mai profunde. Asta nu e de mirare însuși. Einstein, știți, probabil a zis, a răspuns la întrebarea cum se explică că a descoperit el teoria relativității, a răspuns că asta e pentru că eu am abordat noțiunile astea de spațiu și timp la o vârstă la care alții credeau deja cu aroganță că le-au fumat și cu puritatea unui copil și cu maturitatea unui adult. Așa că vin întrebări de la ei care sunt care dovedesc deopotrivă puritatea copilului, dar maturitatea unui adult care nu, pe care încă nu l-au atins. Iar dacă au cunoștințe, atunci se vede cum pun întrebări pe care le-au preluat de undeva, întrebări clasice. E mai greu de răspuns, în general, la întrebările celor mici, pentru că sunt întrebări foarte grele, puse, sigur, cu limbajul lor, întrebări foarte grele. Ați făcut o observație pe parcurs, una din, și mă leg de ea, una din întrebări a fost și unde e Dumnezeu în toate astea? Unde îl găsim? Întrebări grele la care nici nu știi cum să răspunzi. Mă nu o să vă încarc eu cu ce am încercat să le răspund. De universitate, Dumnezeu, răspunsul e nu e. Nu știu. Domnul Bunoiu spunea bine ce spunea, a subliniat ceva esențial. Știința la zi nu mai exclude științele contemplative, așa se numesc în prezent. Nu e singura cale de a cunoaște Universul, cea în care deschis prin instrumente o fereastră spre exterior și privești cu mai multă atenție acolo. Se poate descoperi Universul și uitându-te înăuntru tău și astăzi nu mai e așa mare ruptura, nu mai e așa mare prăpastia cum era odinioară între știință și religie. În realitate, dacă studiezi un pic, constați că încearcă același lucru. Să ne reunească cu Universul din care ne-am rupt. Și copiii au asta. Au asta prin definiție. Nevoia asta de a simți totul. De unde e nevoia de îmbrățișare. Nu? Aș mai putea da și alte exemple, sunt tehnice. Unii m-au întrebat, dar de ce chiar credeți că există găuri negre? Ați văzut vreuna? Sau ne-ați spus că în interiorul Soarelui au loc reacții nucleare, fuziunea hidrogenului și așa mai departe. Dar ați fost acolo? Ați văzut așa ceva? Întrebări foarte sănătoase, la care un om de știință arogant ar răspunde cu sprâncene ridicate, păi cum să nu, avem dovezi indirecte. Dar e pertinentă, pentru că fizica e știință experimentală. Noi n-am fost acolo. Noi am dedus indirect teoria nucleosintezei stelare și avem dovezi care sunt suficient de puternice și adevărate, dar întrebarea rămâne în picioare. Unde e experimentul? Am fost acolo și astea, întrebări puse de copii de clasa a doua, a treia uneori.